Ar trebui să plătească amendă dacă îi prindeți. Da. Să plătească amendă ca să știe de-al dată să nu vorbească aiure. Dacă n-are nevoie, așa poate să-l pedepsească pe care i-a dat telefon. Deși pare greu de crezut, mai sunt și vasluieni care sună la salvare doar pentru a se amuza. Fără niciun pic de rușine, aceștia apelează 112, solicită ambulanța, apoi se fac nevăzuți. Din cele 3500 de solicitări pe lună, aproximativ 4,5% reprezintă solicitările abuzive și solicitările false. De jumătate de an a mai apărut o categorie de vasluieni care pune pe jar personalul de la ambulanță. O situație cu care ne confruntăm în aproximativ 6 luni de zile încoace este vorba de acei pacienți care își exagerează simptomele. Deși prezintă doar o simplă, să zicem, amigdalită sau o durere de deget, pacienții se exagerează simptomatologia, motivând solicitarea ca o dorință a lor de a se prezenta cât mai repede la spital, iar ambulanța vină cât mai repede pentru a-i transporta. În conformitate cu prevederile legale, persoana care apelează fals serviciul de ambulanță este sancționată cu amendă între 500 și 1000 de lei.